Ne-am regăsit oameni buni. Salut, dragi tineri studioși. Jurnaliști mari, greșeli mari. Nu le vom ierta, deoarece domniile lor sunt modele, și dacă sunt modele, suntem tentați să le dăm crezare uh, în orice situație. Nu e chiar bine. E bine să ne păstrăm spiritul critic și să le observăm greșelile și să le și spunem. De exemplu, astăzi. Uh, voi avea două citate din uh, Andrei Marga, un ministru pe care l-am apreciat la timpul ministru al educației, pe care l-am apreciat la timpul potrivit, un filozof epistemolog care face niște analize probabil cele mai bune politice și internaționale uh, a, ale timpului nostru. Cred că cele mai bune din presa românească, cele mai documentate, dar câteodată domnia sa vine și cu niște exagerări. De exemplu, România cunoaște un grav decline, decline, Îl scriu ca să-l vadă cei ce știu engleză, decline. Al nivelului universităților, virgulă, care nu are cum să ocolească facultățile de drept. Ne ducem la Marele Webster și vedem ce înseamnă uh, decline. Scuzați, engleza mea uh, nu prea grozavă. To withhold or deny consent, consent to do, enter into or upon. Refuse. He declined to say more about it. Deci, să refuze sau să uh, refuze aprobarea de a face. A intra în sau a intra după. Cu alte cuvinte, a refuza. Noi avem declină în limba română. El a declinat, uh, să spunem, oferta primită de la guvern. Adică a refuzat-o. E un termen, uh, să spunem, uh, care ne ajută să nu fim prea critici, să îndulcim oarecum uh, uh, exprimarea, da? Uh, în schimb, dacă avem verbul a declina cu sensul acesta, nu avem și substantivul declinare. De aceea, Andrei Marga l-a luat pe decline direct din engleză și l-a pus acolo într-o propoziție românească, considerând domnia sa că e posibil așa ceva. Deci, decline egal a refuza. Atrag atenția de la început că am verificat toate dicționarele uh, ale limbii române moderne, inclusiv adaosurile uh, publicate. Recent, substantivul decline nu a pătruns încă în limba română. Așadar, nu este încă în limba română. Sigur, aceasta cred că este prima atestare a cuvântului decline și probabil că dicționarele vor reacționa și îl vor uh, uh, integra. Nu e prima dată când uh, uh, Domnul Andrei Marga folosește neologisme de ultimă oră sau îmbogățește mai exact domnia sa vocabularul limbii române. Iată, se întâmplă lucrul acesta și în, următorul, în următoarea frază. Citez. Așadar din domnul Andrei Marga. Se cere delaborată și pusă în aplicare o nouă viziune a Occidentului privind Europa. Răsăriteană. A delabora este în dicționarul limbii române, în dicționarul de neologism, evident. Înseamnă a demonta dintr-un loc instalațiile, mașinile și munițiile devenite inutilizabile sau periculoase. Din latinescul delaborare. Sigur, acum. Ă, se cere delaborată și pusă în aplicare o nouă viziune a Occidentului. Să înțelegem că exprimarea aceasta este una tehnicistă sau este mai degrabă exprimarea tehnicianului care vine să facă filozofie. Da? De ce spun lucrul acesta? Pentru că o viziune fie așa Occidentului nu are șuruburi, nu are piulițe, nu are piese distincte, nu se le poți demonta și să poți face o altă construcție. Așadar, mi se pare o exagerare termenul de aici. Dar evident, domnul Andrei Marga a vrut cumva să epateze prin discursul său. Sigur, din păcate, sunt convins că toată lumea recunoaște competențele filozofului de la Cluj, Andrei Marga, și nu e cazul să facă pe grozavul cu astfel de cuvinte. Cu atât mai mult cu cât ultimul, Borată, nu mi se pare cel mai potrivit. Ne ducem mai departe la un alt jurnalist mare jurnalist și vechi, Octavian Andronic. Cităm. Tăricianu, virgulă, cel care fluieră în biserica anticorupției, afirmând că se teme de abuzurile unei puteri devenite prea puternice, puncte, puncte, sigur, ați remarcat și domniile voastre, o tautologie de clasă primară abuzurile unei puteri devenite prea puternice. Sigur că avea 1001 de sinonime pentru a înlocui. Evident, când se referă domnia sa la uh, putere, uh, domnia sa aici face, să spunem, o generalizare nepotrivită în articol. Adică ea doar un segment al puterii, al justiției, în stat sunt trei puteri, oameni buni, da? Puterea uh, legislativă, Parlamentul, puterea executivă, guvernul și justiția, a treia putere, uh, justiție, da? Așadar, domnia sa vorbește numai de un segment al justiției și zice domnia sa că uh, segmentul acela e toată puterea. Nu este adevărat. Era doar o parte a justiției și, sigur, domnia sa generalizează pentru a mări efectul. O să ne ocupăm în. Uh, să spunem, în perioada următoare, în emisiunile următoare, despre aceste generalizări nepotrivite, pentru că generalizările acestea sunt, oameni buni, o formă de manipulare și o să vedeți atunci când este cazul. O explicație pot să vă dau și acum. Faptul că, evident, domnia sa urmărește să creeze o anumită percepție publică aici, da, prin care să fie condamnată acea parte a justiției care trece la arestări și mai ales uh, la pusul cătușelor, și cătușele se văd disgrațios la televizor. Nu înțeleg de ce nu se văd. Uh, Cătușele atunci când făptuitorii uh, se comportă cum se comportă, adică bagă mâna în bugetul statului. Știți, atunci nu le-a fost rușine, nu le este jenă, numai acum sunt compromiși când apar cu, cu cătușele în, în mână, dar asta este o altă poveste. Mai citez încă ceva din Octavian Andronic și mă opresc. <coughs> Scuzați. Singurile absențe notabile de la ceremonia de beatificare a șefei DNA, observați că are un fix domiesa cu aceasta, <coughs> și scrie în loc de beatificare, Eu nu scriu niciodată greșelile uh, pe foaie pentru că dacă le scriu pe foaie ele se rețin mai ușor. Deci reținem uh, greșelile. Eu nu vreau să rețineți greșelile, eu vreau să rețineți doar uh, cuvintele uh, scrise corect. Deci beatificare, sigur, este vorba de uh, activitatea de a uh, transforma în sfânt de exemplu, pe Papa Paul al Doilea. Și a fost, iată, o, o asemenea slujbă de beatificare a, a, a papei pentru a putea fi apoi a, sanctificat. A, beatificare înseamnă ceva, dar autorul scrie BAU, crezând că vine din franceză, unde bo înseamnă frumos, da? Ei bine, nu vine din frumos. Vine din italiană și din latină oameni buni. Mă opresc aici, deci corect era uh, beatificare. Nu uitați să-mi lăsați întrebările, clarificările, sugestiile dumneavoastră pe pagina mea de Facebook sau pe pagina emisiunii Învață Românește. Rămâneți cu bine, doamnelor și domnilor, pa, dragi copii!